De ce trebuie să-i bagi în cap matematică unui copil dacă el are aptitudini pentru muzică? Răspund și eu cu o întrebare. De ce trebuie să punem mintea copilului în sertărașe? Acest sertăraș e pentru muzică, acest sertăraș este pentru geografie, acest sertăraș este pentru matematică, această direcție este pentru uman, această direcție este pentru real. De ce limităm accesul copilului la învățare? De ce îl obturăm de la început și îi spunem și îl programăm la nivelul minții că tu nu ești bun decât pentru asta, restul nu contează și că nu ești bun să înveți? De ce trebuie să îi spui de la început unui copil, fă asta și nu fă asta? De ce trebuie să îi limităm accesul copilului, deschiderea elevului, deschiderea tânărului către toate domeniile de cunoaștere? Pentru că în școală nu înveți tot, înveți un pic, câte un pic, câte un pic. Ești atent la școală, depui eforturi, înveți și acasă și devii un elev bun. De ce trebuie să-i limitezi? De ce trebuie să-i obturezi creierul, mintea și să-i spui că tu ești în partea asta și tu ești în partea asta? Pentru că viața și lumea în care trăim nu este împărțită în atât de multe feluri. Nu e împărțit așa. Lumea este globală. De ce elevul să nu aibă mult, să cunoască mult, să-i placă, să știe cât mai multe, din cât mai multe domenii? De ce să nu aibă o viziune largă din toate domeniile de cunoaștere pentru a înțelege lumea în care trăim? De ce trebuie să-l împarți pe tânăr în real și uman, când el trebuie să aibă să știe și de Mozart, să știe și de matematică, să știe și literatură, să știe și literatură universală, să știe și istorie, să aibă cunoștințe din toate domeniile pe care se predau la școală. Nu îi se cere să învețe la toate de nota 10, că pentru nota 10 presupune să te specializezi un pic, nu? Să înveți mai mult acolo unde ești atras. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să înveți deloc. Vei face muzică după ce termini liceul, te duci la facultate, iar dacă vei avea aceeași atitudine că de ce trebuie să învăț eu asta, de ce trebuie să mă duc eu la cursul acela, de ce trebuie să învăț și asta pentru că pe mine mă interesează doar asta, înseamnă să te autolimitezi, înseamnă să refuzi accesul, propriul acces la cunoaștere și înțelegere. Atâta timp cât treci printr-un liceu, presupune că ai cunoștințe generale din toate domeniile. Acestea te vor ajuta în viață, chiar dacă nu le vei utiliza concret, așa cum utilizezi, nu știu, tabla mulțirii, să măsori un zid sau un gard. Când te duci la magazin, vânzătoarea nu mai utilizează tabla mulțirii pentru că există calculatoare, dar ea, dacă a trecut printr-o matematică și a învățat cât de cât în școală, știe că acolo e vorba de matematică, de adunări și scăderi. Are înțelegere asupra fenomenului care se întâmplă acolo, în acel algoritm. Chiar dacă nu știe în ce constă efectiv acel algoritm, cum e creat, dar are înțelegere asupra lui, pentru că a trecut printr-o școală, printr-o instituție de învățământ. Are acces la cunoaștere pentru a înțelege. Pentru că noi nu suntem doar persoane ca niște obiecte care ne plimbăm de colo-colo și nu ne raportăm decât la activitățile noastre exterioare, ci avem o minte, avem un suflet, avem o gândire, avem o rațiune și învățarea lucrurilor fundamentale din școală ne ajută să gândim, ne ajută să gândim asupra noastră, asupra lumii și cu cât știi mai mult, cu atât ești mai dezvoltat, cu atât ești o persoană mai bună, mai educată, cu atât înțelegi mai mult și mai ales vei putea citi mai mult, vei putea cerceta mai mult pe cei ce te interesează, pentru că ai aceste deprinderi formate de mic.